rețetă veți avea nevoie de aracet, lipici lichid transparent, tempera, colorant alimentar, nu contează, apă cu borax și, opțional, gel de duș. În bol vom pune prima dată aracetul. Acum vom pune lipiciul lichid transparent. Vom pune doar două tuburi de lipici lichid. Și a doilea. La două tuburi de 40 ml de lipici transparent, am pus un tub de aracet de 60 ml. Unu și al doilea. Acum amestecăm. Acum vom pune colorantul. Amestecăm. Acum vom pune albastru. Voi puteți folosi câte culori vreți, nu chiar 3. Puteți folosi una, două, patru. Prima culoare am pus-o aurie, pentru că vreau să fie mai lucioasă. Să fie mai lucios lemul. Și acum punem galben. Acum punem gelul de duș. Opțional. Miroase slime-ul foarte frumos. Acum punem apă cu borax. Nu uitați că puteți pune persil sau glicerină boraxată dacă nu aveți apă cu borax. De fapt, dacă nu aveți borax, că apă sigur aveți. Slime-ul nostru este gata. Dacă voi vreți să fie mai jiggly, puteți să mai puneți apă. Dar mie mi-a ieșit. O să-l pun într-un bol mai curat. Vă recomand că este super mega tare. Dacă este lipicios, vă mai jucați cu el în mână și nu o să mai fie așa de lipicios. E super tare. Vă recomand. Eu nu am pus spumă terasă în acest slime, dar dacă puneți, nu puneți mai mult de o lingură de spumă terasă. Acum este gata. E super tare.
Acum voi face a doua rețetă cu glicerină boraxată și fără lipici lichid. Veți avea nevoie de aracet, să nu folosiți acest aracet, acesta mare, aracet del mare, ori dacă are eticheta aproape la fel ca acestea mici, nu este deloc bun. Am încercat de foarte multe ori să fac slime cu el, numai că nu mi-a ieșit niciunul. Apă, glicină boraxată sau borax. Dacă luați borax, vă mai trebuie încă un pahar cu apă. Și colorant alimentar. Eu voi folosi roșu. Voi puteți folosi orice culoare. Am uitat să vă spun că eu folosesc 4 sticluțe din acestea mici ca să fac un slime mai mare. Să nu folosiți acetonă pentru că miroase foarte urât și este și toxic. Deci să nu folosiți. Și vă jupăie mâna. Este foarte periculos și miroase super urât. Când vă jucați cu el, o să vă șupaie pielea dacă folosiți acetonă. Este foarte toxic. Am pus primul tub. Văd acum că este foarte greu. O să le pun și pe cele rămase. Am pus 4 sticluțe. Trebuie să punem o sticluță de apă. Deci așa că am umplut acest bitonaj. Amestecăm puțin și pe aia punem colorantul. Și pe aia amestecăm mai mult. Așa. Amestecăm foarte bine. Wow! Ce culoare frumoasă! Și acum punem glicerina. Puțin câte puțin. Deja se face ceva. E bine. Mai pun. După ce mai puneți glicerină, mai puneți apă, ca să fie mai gigant. Mai punem puțină apă. Slime-ul nostru este gata. Ca să fie mai lucios, îl voi lăsa o oră în acest bol cutiuță. După o oră, așa arată slime-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o.